pistola allo Petru slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, a doua epistolă să vorbincească al Lui Petru. Frați și surori, am auzit cuvântul Lui Dumnezeu în această seară, de care l-a vorbit Dumnezeu prin robul Lui Dumnezeu Petru. Și este așa de frumos să memorăm la cuvintele Domnului, la cuvintele care scrie în Sfânta Scriptură. Dar în primul rând, întotdeauna noi este bine să vedem cine vorbește aceste cuvinte, apoi să vedem către cine le vorbește. Și după aceea să vorbim, să vedem că la cine este bune aceste cuvinte, dacă ne folosește nouă. Și ascultați ce spune a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 5. Este versetul care l-am citit în această seară. Și apoi ne vom duce și altă parte. Slăvit să fie Domnul! A doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 5. De aceea dați-vă și voi toată silința. Vedeți ce vrea Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Petru să ne spună nouă? Să ne dăm silința înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fără de silință, fără de dragoste, fără de iubire, nu poți să faci o lucrare oricare sau să lucrezi în via lui Dumnezeu. Ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Frați și surori, oricât ai vrea tu să lucrezi în via lui Dumnezeu, oricâtă dragoste ai avea tu ca să lucrezi în via lui Dumnezeu, oricâtă dragoste ai avea tu dacă și vrei să cânți cântări de laudă sau vrei să propovăduiești Evanghelia, dacă n-ai fapte, credința fără de fapte este moartă. Aici robul lui Dumnezeu ne spune cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Sunt mulți frați printre noi sau prieteni sau oameni în lumea aceasta care ei cred că sunt copiii lui Dumnezeu. Ei cred că îl slujește pe Dumnezeu și în special oamenii care sunt ortodoxi. În special greco-catolici sau romano-catolici. N-aș vrea să vorbesc de musulmani acum, nici de cei care se închină la Buddha, nici de cei care se închină la Muhammad. Și vreau să vorbesc de copiii lui Dumnezeu și de cei care spun, se bat cu mâna în piept că ei sunt credincioși. Ei propovăduiesc Evanghelia, dar nu și-au unit fapta cu cunoștința. Dacă nu citești Sfânta Scriptură, fratele meu și sora mea în Domnul Iisus Hristos, de unde să ai tu cunoștință ca să înveți și pe alții? Vreți să-mi spuneți mie lucrurile acestea? Vrei să ai cunoștință? De unde? Ioan Botezătorul a avut cunoștință pentru că părinții lui erau neprihăniți și nu ne spune Dumnezeu sau Sfânta Scriptură că de unde a învățat el cuvintele lui Dumnezeu. Dar tu nu ești un Ioan Botezătorul. Petru era același care într-una din zile s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe nume. Petre, vino după mine. Petru era un pescar. El atâta știa în lumea asta. Avea un nevod, avea o barcă și mergea să-și câștige pâinea și existența hranei lui și a familiei lui să meargă la pescuit. Într-una din zile se întâlnește cu Domnul Iisus, mărească-i să numele Domnului și spune, Petre, vino după mine, pentru că am să te fac pescar de oameni.
N-ai vrea și tu, fratele meu și sora mea, să fii un pescar? Amin. Vrei? Amin. Atunci va trebui să citești Sfânta Scriptură cu fapta ta să-ți unești cunoștința. Și cunoștința cu cunoștința ta să lucrezi în via lui Dumnezeu. Acesta Petru a avut și el niște momente și de decădere și când era mai sus și când era mai jos, într-o împrejurare, fără să-și dea el seama, îi spune la Domnul Iisus: Doamne, eu cu tine mă duc și la moarte. Și Domnul Iisus Hristos, după cum ne dă și nouă câte o lecție, îi dă o lecție la Petru. Spune: Petre, nu va cânta cocoșul odată și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Frate și soră, a te lepăda de Dumnezeu este cea mai mare greșeală și cel mai mare păcat posibil în lumea aceasta. Când noi spunem că suntem credincioși, când noi spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, noi spunem că credem în Dumnezeu și în minunile Lui. Noi spunem că credem în Domnul Iisus Hristos și știm că este copilul lui Dumnezeu. Și mai încolo te lepezi de Dumnezeu. Haideți să vedem ce lucruri a mai făcut acesta Petru, care a scris a doua epistole sobornicească a lui Petru. Mai departe, Domnul Iisus era împreună cu ucenicii și îi întreba: cine zice oamenii că sunt eu? Și unul dintre ei spunea: păi oamenii spune că tu ești Ilie. Altul lua cuvântul și spunea: păi tu ești prorocul. Na, bine, bine, dar voi cine ziceți că sunt? Dați-mi voie să vă întreb și eu pe dumneavoastră în această seară, oameni buni, iubiți frați și surori în Domnul Iisus, cine credeți voi că este Iisus? Domnul Iisus, cine credeți? Este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și Petru, care a scris această epistolă, spune așa: tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Dar Domnul Iisus ia cuvântul și spune: Petre, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit acesta lucru, ci Duhul lui Dumnezeu. Amin. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, el s-a lepădat de Domnul Iisus, dar Dumnezeu l-a iertat pe el, pentru că era cu inimă sinceră și atunci era în necunoștință și trebuia să împlinească și cuvintele Domnului Iisus Hristos. Iată că Petru era acela care se ridică în picioare în Fapte 2. Se deschide în Sfânta Scriptură ca să vedem despre ce este vorba. În Fapte capitolul 2. Așa. Imediat. Aici este Fapte capitolul 2 și ascultați ce spune el, ce spune Petru. Pentru că dacă în fața unei slujnice s-a lepădat că nici nu-l cunoaște, acum se ridică în picioare și spune: bărbați izraelieni, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu. Înaintea voastră, este vorba de Fapte, capitolul 2, cu versetul 22. Cred că sora l-a găsit. Da? Mulțumesc. Mulțumesc în numele lui Iisus. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile și semnele lucrate pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Auziți? Acum mai mult de 5.000 de oameni s-a ridicat și nu mai era frică ca și înaintea acelei stujnice. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după faptele și hotărârea și după
sfinți mai dinainte a lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâinile celor fără de lege. Uitați-vă dumneavoastră cine este Petru și ce spune Petru despre Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia! Mare lucru, frații mei și sorile mele, în Domnul Iisus Hristos. Dar ia să vedem în a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 6. Ce spune el aici? Și noi să fim cu luare și cu băgare de seamă că aici este cuvântul lui Dumnezeu. A doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 6. Ascultați dumneavoastră. Cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea și cu răbdarea evlavia. Dumnezeu, prin robul lui Dumnezeu Petru, nu numai că ne cere cunoștință, dar ne cere și răbdare. Ne cere să fim și evlavioși în via lui Dumnezeu, în lucrările lui Dumnezeu. Nu ne cere să fim leneși. Nu ne cere să spunem noi, eu am terminat, am spus astăzi o predică sau am cântat o cântare și s-a terminat cu mine. Frații mei, în Domnul Iisus, cu părere de rău vă spun eu, dar n-am ce să fac, asta este. Noi trebuie să lucrăm întotdeauna în via lui Dumnezeu. Trebuie să punem umărul. Eu ars o casă la un frate, trebuie să fie evlavios, te duci să-i pui cărămizi acolo, să-i dai o grindă. Dacă este nevoie de bani în casa de rugăciune, nu trebuie să fugi afară când se face colecta. Că noi îi vedem pe cei, dar Dumnezeu să-i binecuvinteze că ei să cred mai șmecher. Poți să fie evlavios în via lui Dumnezeu dacă te asculți de cuvântul Domnului? Ascultați ce spune Domnul. Aș vrea să mergem tot în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 1. Să vedeți dumneavoastră ce ne spune acesta Petru. El era robul lui Dumnezeu și este robul lui Dumnezeu. S-a aflat odată închis într-o închisoare, el și cu Ioan. Și ei l-au închis acolo și nu să vedem noi dacă mai vorbește despre Iisus. Și Dumnezeu trimite pe îngerul lui Dumnezeu să-i dea un cot în coate și îl trimite în piață. Du-te și propovăduiește pe Iisus Hristos. Și acolo este întrebat și spus, nu ți-am zis noi ca tu să nu mai vorbești despre acesta om? Și el spunea, dar de cine trebuie să ascult eu? De oameni sau de Dumnezeu? Ia să vedem ce spune 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 1. Lepădați, deci, orice răutate, orice vitenșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Ne arată Dumnezeu, prin robul lui Dumnezeu, să îndepărtăm orice fel de răutate. Omul este plin de răutate. Vine Dumnezeu și îmi spune, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Că inima lui este pornită numai spre rău. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne facă această lucrare, că noi nu putem. Și versetul 2, ca să vedeți dumneavoastră, ca niște prunci născuți de curând, să doriți lapte duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Vreți această lucrare? Să creștem cu toți spre mântuire? Atunci să dorim acesta lapte duhovnicesc. Să dorim ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul lui cel Sfânt. Să ne boteze și cu foc. Pentru că la el este lopata. El curăță aria. El pune pe foc pleava, el greu îl strânge în grânare, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dacă ați gustat în adevărat că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă
și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Asta ne spune robul lui Dumnezeu Petru. Să ne apropiem de El, piatra sfântă și aleasă de Dumnezeu. Și în altă parte spune, lepădată de zidar, dar aleasă de Dumnezeu și pusă în unghiul clădirii, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să te slăvim pe Tine. Amin. Și aș vrea să mai mergem puțin, timpul mai puțin avem, dar îl slăvim pe Dumnezeu. Amin. Poate, poate, că dacă dumneavoastră îl iubiți pe Dumnezeu, o să mai dați încă 5 minute peste program. Amin. Dacă nu, oprim și să mergeți la vot, măi frați și surori. Trebuie să votăm și să ne alegem poporul care vrem să ne conducă. Puneți, oră, 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 1. Dacă textul din această seară este despre Petru, haideți să vorbim ce spune robul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Aleluia! 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 1. Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătrunit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătrunit în trup a sfârșit cu păcatul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frate și soră, vrei ceva să-ți mai vorbească Dumnezeu mai mult și mai precis la subiect? Nu vedeți dumneavoastră că cel ce a pătrunit în trup este Iisus? Și noi trebuie să sfârșim odată cu păcatul ăsta. Și ce vom zice, dar spune robul lui Dumnezeu? Stai să spunem cine e robul lui Dumnezeu, mă. Robul lui Dumnezeu, Pavel. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul păcatului? Nici de cum. Nu ne lasă Dumnezeu să păcătuim mereu. A Lui să fie gloria și slava. Doamne, ajută-ne să Te slăvim pe Tine întotdeauna. Punem, soră mie, și versetul 3 din același capitol, ca să vadă frații mei în Domnul Iisus Hristos câte lucruri bune și cuprinzătoare pentru sufletul nostru, pentru inima noastră, vrea robul lui Dumnezeu. Noi, de multe ori spunem, dacă și Petru a fost așa, dacă și Petru, dacă și Ioan, nu, ascultați, ajunge că în adevăr, în trecut ați făcut voia neamurilor. Nu ajunge, frații mei, că am trăit în destrăbălări, că am făcut voia neamurilor, că am trăit pe la nunțile din lume, că ne-am dus pe la discoteci, că am făcut toate lucrurile cele rele, numai de pocăință n-avem timp. Când ne cheamă cineva să venim la pocăință, o, mie nu-mi treabă pocăință, eu nu sunt unul de ala care fur, eu nu mințesc, eu nu fumez, eu nu beau, ce am eu nevoie de pocăință? Nu vrea să vină. Vrea ca Dumnezeu, Tatăl din ceruri și Domnul Iisus să-i vindece familia, dar la pocăință nu vrea. Vrea ca Dumnezeu și Domnul Iisus să-l binecuvinteze pe el și familia lui, dar pocăință și pe Domnul Iisus nu vrea să vină. Vrea ca Dumnezeu să-i dea pâine în fiecare zi. Vrea ca Dumnezeu să-l ajute cu o casă, să-l călăuzească, dar la Dumnezeu nu vrea. Cum vine asta? Toate lucrurile vreau de la Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-l vreau? Ce se întâmplă cu mine? Ascultați! Ascultați! Dați-mi voie să mai citesc o dată. Ajunge în adevăr. Asta spune Petru, că în trecut ați făcut voia neamurilor. Nu-i așa? Când ai prieten pe cei din lume, ești dușman cu Dumnezeu. Și când ești prieten cu Dumnezeu, ai devenit dușman cu cei din lume. Și nu se potrivește cele două lucruri mai departe. Și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Să trăiești tu în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești, să alegi tu un idol, o icoană,
în loc de Dumnezeu, să te închini tu la un chip cioplit, păi mai spui că ești copilul lui Dumnezeu, te duci pe la mănăstiri, te duci nu știu pe unde, ba uneori mai mergi și pe la lucrurile drăcești. Noi ne închinăm lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Mărească-i să numele Tatălui Ceresc. Și ascultați ce mai spune cuvântul Domnului și promit că cu versetul ăsta voi încheia. Nu mai îmi trebuie nici alte 5 minute, nici alte 10, deși aici este așa de cuprinzător textul ăsta. Chiar am vrut să merg puțin la a doua epistola lui Petru, dar nu mă duc. Rămâne asta. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7. Și cu ăsta vom încheia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțeleți, deci, și vedeați în vederea rugăciunii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cine spune asta? Robul lui Dumnezeu Petru. Mărească-i să numele lui Dumnezeu. Va veni o zi, frații mei, în Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie să grăbim ziua aceea. Când va veni cel desăvârșit și își va lua mireasa lui. Vină, Doamne, mai degrabă, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și ajută-mă și pe mine ca să am ulei în candela mea. Amin. Atunci când va veni Domnul să-L aștept cu drag. Amin. Pentru că El este mirile meu. Amin. Și mirile bisericii pentecostale. Amin. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm în picioare.